Înghesuiți, fără mâncare și bolnavi, așa își duc zilele animalele în adăposturile de stat din România, în condițiile în care în ultimii 4 ani doar Primăria Capitalei a cheltuit în jur de 20 de milioane de euro pentru capturarea și întreținerea câinilor fără stăpân. Mai mult, cei care luptă pentru protecția animalelor susțin că patrupedele din adăposturile publice sunt omorâte fără a se ține cont de lege. Nana, așa cum au botezat-o medicii veterinari care au salvat-o, se simte bine acum. În urmă cu aproximativ 2 luni însă se afla în adăpostul de stat din Galați. A fost luată de acolo pe jumătate jupuită. Nana are în jur de 8 ani și îngrijitorii ei speră ca ea să nu-și mai trăiască restul vieții într-o cușcă, ci alături de o familie iubitoare. Ea a venit cu o bucată mare de piele lipsă, dar din fericire, pentru că zona ne-a permis și pielea aici este elastică, am putut să curățăm de jur împrejur și să-i facem o sutură, lucru care a grăbit cicatrizare. Și Dolly a avut ghinionul să ajungă într-un adăpost public, iar acum mai poate merge normal doar cu ajutorul unui cărucior. 10.000 de câini care sunt în grija oamenilor de la stat trec prin clipe groaznice în fiecare zi. Cred că am văzut tot ce înseamnă patologie și cele mai diverse și mai cumplite boli, plecând de la bolile virale frecvente, cât la tot ce înseamnă afecțiune canină. Foarte frecvente sunt accidentele, câinii se bat între ei, au diverse fracturi, care mai de care mai cumplite. În plus, așa bolnavi cum sunt, nu primesc nici apă, nici mâncare suficientă. Situația este în continuare oribilă. Căței în continuare sunt ținuți în condiții improprii și neconforme legislației. Lipsa hranei, lipsa apei, lipsa unui personal angajat care să știe ce are de făcut. Din păcate, nu sunt ținuți nici separați în funcție de sex, talie și vârstă. În continuare, câinii mor în adăposturi. Eutanasia nu se face ca la carte. Am făcut necropsii cățeilor și s-a descoperit că au fost otrăviți cu furadan. Și deși în fișa apărea că se folosește substanța T61, cea prevăzută de lege. Nepăsarea angajaților ASPA atinge uneori cote maxime. La adăpostul de stat din Bragadiru, spre exemplu, 10 de câini hoinăresc flămânzi pe câmp în afara adăpostului, deși sunt din adăpost. Unii ajung chiar să împartă resturile găsite cu păsările din zonă. Și procedura de capturare din România este unică. O demonstrează aceste imagini surprinse astăzi în Vaslui. Bună ziua, nu vă supărați, unde duceți câinele? Ha? Așa se iau câinii? Dacă părăsim pentru câteva clipe România și mergem peste ocean, rămânem uimiți. Într-un adăpost public din Statele Unite ale Americii, în timpul orelor de studiu, copiii le citesc povești animalelor care provin de pe străzi. Sună ciudat, dar odată ajunși într-un astfel de loc, cei mici devin mai responsabili, spun specialiștii. Aici câinii nu sunt ținuți pe ciment și nici la grămadă. Ne întoarcem din nou la realitatea din România. În ciuda chinurilor la care sunt supuse animalele, primăriile pompează bani în adăposturile publice. Bugetul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor din cadrul Primăriei Capitalei a fost în ultimii 4 ani în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro.